Domnul primar a convocat ședința ordinară a Consiliului Local și ținând cont de faptul că ați avizat cele patru proiecte de hotărâre, propun domnul primar deschiderea ședinței și începerea lucrărilor. Bună ziua, vă mulțumesc că ați dat posibilitatea noastră de a participa la ședința ordinară a Consiliului Local din luna iunie. Nu? Da. Avem pe ordinea de zi un număr de patru proiecte de hotărâri pe care am să le rămânesc domnului președinte de ședință pentru a da citire ordinea de zi și a supune plenului aprobarea ordinii. Da, deci ordinea de zi este următoarea. Proiect numărul 43 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Corbasca. Proiect numărul 44 privind aprobarea achiziționării de servicii de consultanță sau de reprezentare juridică. Proiectul numărul 46 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 2500 m pătrați, având categoria de folosință pășune, parte din domeniul privat al Comunei Corbasca, situat în punctul Mascan, sat Bacioiu. Și proiectul numărul 47 privind aprobarea devizului general și indicatorii tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții sistem supraveghere video. Cine este de acord cu ordinea de zi? Împotrivă cineva? Se abține? Mulțumim! Dau domnului primar cuvântul să prezinte cele patru proiecte de hotărâri, urmând ca după aceea să trecem la discuție. Mulțumesc frumos, domnul președinte. Ați parcurs documentația pentru că ați și aprobat-o și referitor la proiectul de hotărâre numărul 43 vis-a-vis de rectificarea bugetului local, ați putut citi referatul de specialitate al compartimentului financiar contabil. Și acolo ați putut observa motivele pentru care bugetul trebuie rectificat. Și aici putem găsi solicitarea UNICEF de a aloca sume pentru hrana copiilor aflați în proiectul asigurarea incluziunii sociale, ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili, proiect care se derulează la Scherișoara, în centrul social, la grupurile sanitare, la școli, Ministerul Educației transferă încă 10.000 de lei pentru finalizarea acestor investiții. La capitolul investiții la modernizare drumuri de interes local am alocat din fondul, din excedentul bugetar, suma de 500.000 pentru a putea efectua plăți, pentru că viramentele de la Minister durează și constructorul trebuie să facă treabă și este pe teren. Urgentăm acest lucru, așa încât să nu găsim motive de scandal. Alocarea la capitolul investiții pentru investiția supraveghere video, sistem supraveghere video în Comuna Corbasca, unei sume de 40.000 pentru completarea bugetului proiectului și motivat de faptul că la secțiunea venituri registrăm o sumă de 13.250, care depășește 60, practic s-au încasat mai mulți bani decât erau previzionați. Doamna v-a explicat tehnic, e un motiv serios pe care trebuie să îl aducem în fața noastră pentru a vă supune spre aprobare această temă. Proiectul numărul 44, privind achiziționarea de servicii de consultanță, de asistență și sau reprezentare juridică, domnul avocat, e nevoie de dumneavoastră. Avem un conflict cel aici cu o societate comercială care a avut o relație la un moment dat cu instituția noastră, au abandonat cauzele contractuale și astăzi ne aflăm în situația în care suntem chemați în instanță pentru a, eu știu, răspunde acuzelor aduse de dumnealor. Având în vedere că în codul administrativ există articol clar care, știu eu, permite entităților administrative să se apere, să fie reprezentate corespunzător în instanțe, vă propun angajarea domnului avocat pentru această speță și ce
hotărât sorții aia să se întâmple, pentru că... El cere bani. Păi bineînțeles că nu poate să meargă în instanță niciun avocat fără bani. Suma este 6.000 de lei, nu știm că prostituie de procesul. Dar trebuie să mă lăsați un pic să dezvolt problema asta, având în vedere faptul că într-o perioadă în care, pe mandatul domnului Pușcașu, Consiliul Local a aprobat concesionarea unei suprafețe... Vânzarea chiar. Și vânzarea. Contractul a avut niște clauze care trebuiau respectate de ambele părți. În primul rând, cel care a solicitat cumpărarea în baza hotărârii Consiliului Local a achitat o parte din suma alocată în tabletă ca și valoarea terenului respectiv. Este vorba de terenul din spatele fostului CAP unde a fost basculat. Așa. Societatea a achitat valoarea terenului, dar conform clauzelor contractuale nu a solicitat în termenul legal semnarea actelor de către primar în vederea transcrierii dreptului de proprietate și întocmirea cărții funciare. Între timp, societatea a fost vândută, a fost cumpărată de Impex Puiu SRL Bacău. De la data cumpărării, administratorul acestei societăți nu a făcut demersuri către primărie în vederea acestei rezolvării acestei cauze. Ca și parte vătămată s-a considerat fostul administrator al societății, respectiv domnul Dorica Ionel, care prin vânzare a întregii societăți și a activelor societății nu mai putea cere, trebuia să ceară reprezentanții societății respective care a preluat activele societății. Pe parcursul derulării mai multor mandate de primar nu s-a întâmplat nimic. În prezent s-a cerut prin avocat al domnului Dorica o negociere și o soluționare amiabilă cu semnare la notarul public a actului de transfer al proprietății. Timpul în care, începând cu 2021, noi am răspuns, având în vedere clauzele din contract, că termenul a expirat atât în cazul dumnealui cât și în cazul lui Oțetea Alexandru și că nu ne putem asuma responsabilitatea semnării actului, întrucât s-a ieșit din contract. Prin avocatul domnului Dorica s-a cerut nu negociere, o împăcare, să nu se ajungă în instanță, noi neavând niciun cadru legal, nu am putut trece la împăcare pe calea amiabilă și semnare de documente, motiv pentru care societatea de data asta a făcut o acțiune în instanță. Suntem într-un dosar la Judecătoria Podul Turcului din 31.05.2022, prin care societatea cere instanțe. Societatea care o prelua de la Dorica, nu? Bineînțeles. Da. Vorbim de SCE Puiu, Impex Puiu SRL, care a cumpărat activele societății la trans, sau așa ceva, da, și cere hotărârea instanței care să li se întocmească act autentic de proprietate și să oblige UAT-ul, respectiv Consiliul Local și Primăria, să facă, să semneze documente. Noi de asta ne angajăm un avocat, așa cum au și ei. Urmează ca instanța să ceară documente pe care și ei le-au prezentat la dosar, altele noi nu avem. Singurul lucru care se cere două clauze mari din contract și faptul că în perioada 2008-2022 inclusiv, societatea nu a făcut plăți pe teren, adică impozitul pe teren nu a fost achitat anual, având în vedere faptul că societatea, printr-o clauză, printr-o înțelegere cu fostul administrator, au zis că noi nu avem nevoie de teren.
Ca și USA. Motiv pentru care nici nu s-au implicat în cauza terenului. Ei au avut nevoie de societate atunci când sunt cei cu autobuzele. Da, bun, când era cu autobuzele. Și atunci, ei nefiind interesați de teren și semnând un act între Nelu și societatea asta, că în momentul cumpărării noi n-am vândut persoane fizice ca și Consiliul Local, am vândut SC la Antras. SC la Antras prin fuziune a fost înghițită de Puiul ăsta, Intex Puiul. Ei, cu ei trebuie să fi semnat un act, nu cu persoana fizică, fostul administrator, care nu mai avea nici drept de semnături, nu știu. Și atunci, timpul a trecut, sunt peste 18 ani, timpul și nu știu ce va hotărâ instanța. De asta domnul primar a zis că în funcție de ce va hotărâ, noi vom face. Că, practic, dacă o să-i dea drept de proprietate, asta este, dacă nu o să-i dea, nu suntem noi cei vinovați de chestiuni de genul ăsta. Asta am vrut să facem precizarea că noi, ca și reprezentanți ai Edilăției Administrative Teritoriale, suntem doar reprezentanți. Hotărârile vis-a-vis de gestionarea domeniului public și privat aparțin Consiliului Local. Nu știu dacă își asumă cineva să semneze retroactiv anumite documente la notarul public, până când ele nu sunt clarificate într-o instanță de judecată, adică fără să supere nimeni pe noi. Și eu am copii acasă și vreau să stau lângă ei și toată lumea vrea să stea liniștită acasă. Dacă o instanță dispune că dreptatea e de partea uneia sau altuia, cu tot dragul. Nici nu am semnat documente în legătură cu acest aspect. Eu sunt ca Pilat din pont. O spăl pe mâini și eu hotărăște instanța aia să întâmple pentru că eu n-am nicio vieră, pentru că la urma urmei interesul lor trebuia să fie cumva declanșat de acum 30 de ani, atunci când și-au însușit dreptul de a intra în folosință, dar nu au avut responsabilitatea de a trece pe primărie nici măcar să plătească taxe și impozite pe terenul respectiv. Știi? Și asta denotă faptul că nu te-a interesat relaționarea cu... sau ai avut impresia că cumperi un preloc și îl pui la chei pe care îl porți până când se uzează. Acum vedeți că apare o problemă în momentul în care ai nevoie de un document de proprietate care nu e ușor de obținut și implică responsabilități de ambele părți, cel puțin. Noi sperăm ca instanța să fie echidistantă și să hotărască în consecință față de acest aspect și să nu avem nici noi, nici ceilalți vorbe la livor, știți cum e treaba, că nu vrem, nu avem nevoie. E o problemă de domeniu public, acolo care face mențiunea că există o rețea de utilitate publică. Canalizarea de la blocuri trece exact prin mijlocul acestei suprafețe. Habar n-am cum s-o hotărât atunci în străinarea acestui imobil, pentru că ai nevoie de deservire și când intri la un cămin înfundat care e pe suprafața proprietarului altă decât Consiliul Local, trebuie să ceri tot felul de diligențe și atunci nu știu dacă e comod pentru cineva să ajungă acolo. Noi am avut nevoie și am găsit înțelegere, cunoaștem, dar asta nu înseamnă că pe viitor se poate întâmpla. Poate cineva să supără pe noi că sunt durând noaptea și nu ne mai lasă să mai trecem acolo. Și da, ne trezim în imposibilitatea de a folosi o rețea de utilități. Vreau să menționez că a fost lăsat cale de acces comună către bazinul colector pentru rețeaua de canalizare și către proprietarii care sunt în zonă, respectiv Oțetea, Stan, Păpușă, și care au avut proprietăți anterior. Și care niciunul din ei nu și-au activat dreptul de a deveni cu exas de carte judiciară în proprietate. Am făcut un plan de situație în Stereo 70, stabilit clar accesul fiecăruia, drepturile fiecăruia. În asta avem doar o împrejmuire care e asumată de unii sau de alții. Proiectul numărul 46, proiectul 45, care făcea referire la aprobarea coeficienților pentru calculul salariilor în cadrul AT Corbasca a fost retras, motivat de faptul că apare o modificare a legii 153 și având în vedere că de la 1 iulie intră în vigoare, am zis să intrăm cu acest proiect de hotărâre în luna iulie, pentru că oricum el trebuia reluat și atunci... Deci,
Aprobarea concesionării prin licitație publică a unei suprafețe de 2500 de metri pătrați, aflând categoria lor de folosite pășuni, parte în domeniul privat al Comunei Corbasca, situată în Tarlaua 2, punct Bacela 14, punct Mascari, sat Baciuie, Comuna Corbasca, județul Bacău. E vorba de o suprafață solicitată pentru amplasarea unei centrale eoliene de către o societate de la Onești, cred, nu? Cu inițial... De la Onești, de la București. Mă rog, da. Au punct de lucru la Onești, nu foarte țin minte. În sfârșit, inițial era vorba de vreo 5 sau 6 amplasamente. N-a mai fost cazul pentru că calculele dumnealor nu, vis-a-vis de curenții, de aer și tot ce le trebuie dumnealor, n-au corespuns cu zona. Nu, ne pare rău că n-am reușit să concesionăm mai mult pentru că atragerea resurselor economice în zonă și implicit a veniturilor la bugetul local reprezintă prioritate pentru noi în mandatul ăsta și de asta consider că respectate fiind prevederile legale în privința înstrăinării prin concesiune sau și vânzare, dar e vorba de concesiune aici, sunt îndeplinite. Prin urmare, vă propunem acest proiect de hotărâre despre avizare. Proiectul de hotărâre numărul 47, privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții, sistem supraveghere video în Comuna Corbasca, de sub Bacău. Intenționăm să trecem repede la lucru cu acest proiect de hotărâre. Avem documentația tehnică, acum aprobăm devizul general și indicatorii tehnici. Ați putut vedea doar o parte, aici lipsește, două pagini lipsesc de documentație vis-a-vis de dispunerea camerelor pe suprafața, da, suprafața administrativă. E vorba de 64 de camere de supraveghere care vor fi amplasate într-un sistem de supraveghere centralizat la sediul la noi, care vor registra non-stop, așa, o să fie autorizat de poliție, o să poată să facă probe în instanță și așa mai departe. Dar, adică o să beneficieze toate avizele care trebuie pentru acest sistem de supraveghere, așa încât poate mai dăm peste nas celor cu inițiativă de asta malefică, care nu-s puțin, din păcate, în Comuna Corbasca. Vedeți că avem parte numai de distrugeri, de lucrurile, și atunci, dacă să și văd oamenii, nu mai au ce mai comenta și poate să mai stârpim din pornirile astea. Să avut o educă. Da. Cam astea sunt... Da. Este și o evaluare realizată pentru această suprafață. Un evaluator autorizat. Da, toate lucrurile sunt în regulă, adică... Da, o să stabilim. Care stabilește valoarea terenului de vență necesară și tot ce. Preț de pornire a licitației de la 300 de euro pe an, respectiv 25 de euro pe lună, vorba de 2500 de metri pătrați. A fost evaluat terenul, avem raportul. În baza hotărârii dumneavoastră vom trece la procedura concesionării prin licitație publică pe perioadă 49 de ani cu drept de prelungire. Ca și beneficiu, zic că unul din beneficii ar fi amenajarea drumului de acces până la rețeaua asta. Acolo nu este interesat să aibă drum de acces, deci o să vină să pietruiască. Lucruri de care se poate folosi și populația din zonă și utilizatorii de pășuni și... Tătărăștii au 5, Hurăiești au 6 pe alineamentul ăla. Noi n-am avut un loc. Deasupra la Buce, acolo la Buce. Tocmai la Nuci acolo? Da, da, da. Păi au curent de mult? Da, nu, că ei produc curent. Vântul produce curent. E numai recomandat. Energia verde. Trebuie să fie legat. Da, acolo, e treaba lor. Se vor lega rețeaua națională. Păi nu din cauza că nu le-au convenit lor intensitățile curenților. Le convenea până la urmă, dar sunt proprietăți private în jur care nu aveau actele justificate de proprietate. Da, da. Și timpul fiind scurt, investitorii nu așteaptă ce se întâmplă la noi cu procedura de străinare a terenurilor, că ar fi cumpărat să vină proprietate. Da. Și atunci
Acum, funcție de randament, sigur, dumneavoastră lor vor hotără dacă se dezvoltă sau nu în zonă. Poate asta de la noi mai hard, dar la Bureș da, și să mai parte. De la Sibiu. La Sibișoara, știu că la... Erau trei alineamente, Mascan, Scărșoara și Pavila. Nu, sunt interesați pentru că au bătut drumul la Corbasca de 1000 de ori, m-am mai auzit de mult. Da, la Mascan. Da, deci ați ascultat cele patru proiecte de hotărâri, le-ați consultat, ați audiat și expunerea domnului primar. Vă rog să trecem la... Până vă hotărâți ca și informare, mulțumesc domnului consilier Mihai că a putut constata că proiectul de alimentare cu gaze este finanțat în comunele Corbasca, Suncești, Tătărești. Deja trece la treabă în legătură cu intabularea tuturor traseelor de gaz cuprinse în studiul de fezabilitate. Urmează să aibă loc celălalt de proceduri, licitații cu încredințarea lucrărilor. De asemenea, am fost la București și am reușit să trecem prin Comisia Tehnică de Evaluare drumul de la Roboaza. Voturile au fost 9-0, adică nu a fost nicio intervenție din altă parte, documentația fiind modificată la nivelul și cerințele celor din comisie, cu tot ce... Așa așteptăm să ne invite la București pentru semnarea acordului de finanțare și parcurgerea celorlalți pași pentru implementare. Zic eu că suntem un grafic, lucrurile vin pentru că activitatea din Consiliul Local este una serioasă și așa am considerat noi că ce am făcut să și vede până la urmă și o să vină fiecare la rândul lui cu... Acum, că mai sunt sincope și sigur constructorii mai fac câte una nefăcută, o reglă din mers, așa că nu avem ce face. Rămânem cu pietroiul, căminul cultural pe cap, să poate dă Dumnezeu până la urmă să... Și proiectantul e nebun și constructorul a fugit, dar suntem în instanță și cu constructorul, să vedem ce hotărăște și instanță. Că nu poți abandona o lucrare doar după 3% din... Deci de o dărâmă. Da, atât. Da. Da, vă rugăm. Da. Urmează Anghel Salic, da, să vedem ce mai prindem și în Anghel Salic, că avem de pus canalizarea pe cele trei localități și niște poduri, să vedem ce aleg soarții în legătură cu aceste investiții. Una, sigur, o să ne fie încredințată, deci o să mai fie încă o investiție, celălalt o să găsim linii de finanțare. Poftiți, doamnă Momentan. Cu sistemul de supraveghere, a spus că sunt 64, da. Cum vor fi ele rezistente? Păi, dacă chiar n-ați văzut, hai să le citești de aici, că e mai departe. De la capă și ne oprim la... Presupun că adică cu un pic cât de cât de interes local și pentru... Deci... La intersecție, la... Deci avem așa... O cameră... La Pogleț, văd aici, la Pogleț, avem 1, 3, 5 și cu 4, 9 parcă. 9 camere sunt la Pogleț. Ieșire din sat, Mănăstirea Pogleț, Mănăstirea Pogleț, intrare sat. La Băcei, la bazinul de apă. S-au numerotate așa, 1, 2, 3, 4, 5, în ordine. Numerotate. În sfârșit, deci, la intrare sat la Pogleț, Mănăstirea Pogleț, Mănăstirea Pogleț, bănuiesc cu toată suprafața, intrare sat Pogleț. La bazin de apă la Băcioi, la bazin de apă la Băcioi, iarăși ieșire Băcioi, școala Băcioi, școala Băcioi, școala Băcioi, intrare Băcioi, ieșire Corbasca către Băcioi, intersecție către Brutărie, la Brutăria Corbasca, văd iar la Brutăria Corbasca, bănuiesc una pe partea... Intersecția la, de la Brutărie, care merge. Par Corbasca... Intersecție Parc Corbasca, intersecție Centru Corbasca, intersecție Centru Corbasca, intersecție Centru cu vizionare și stânga și dreapta și... Intersecție Poliție, bazine de apă Corbasca, bazine de apă Corbasca, ieșire Corbasca către Corbasca nouă, intrare Fofaza, Centru Fofaza, ieșire Fofaza, intrare Rogoaza, Centru Rogoaza, ieșire Rogoaza, intersecție Rogoaza, intrare Vâlcele, intrare Vâlcele, intrare Vâlcele, strei, intrare
știu de ce urmă de 3. Cred că e una aici la Corbasca Nouă, probabil, nu? Da, da, da. Așa, da, și da, două care sunt... Așa, școală Vâlcele, școală Vâlcele, intersecție cu școala Vâlcele, ieșire din Vâlcele, Corbasca Nouă iar de două ori, intrare Scărișoara, intrare Scărișoara, intersecție cu drumul agricol Scărișoara, pompe de apă la Scărișoara, pompe de apă la Scărișoara, cameră iar la pompe de apă la Scărișoara, intersecție Biserica Scărișoara, intersecție la Biserică, Centrul Scărișoara, vreo 3, Centrul Comunitar Scărișoara la Deal, Centrul Comunitar, deci sunt 2, 3 acolo, 4, 5, la Marvila intrare, intersecție Marvila, intersecție Marvila, vreau tot satul, toate intersecțiile, ieșire Marvila și cam altă, 64 de camere dispuse în toate satele din Comuna Corbasca. Da? A, bă, ce cam puține sunt. Nu cred că sunt puține, nu sunt puține. Au fost analizate toate posibilitățile de circulat. Sunt mai mulți soți acolo. Lăsați că o să completăm bugetul anului viitor și o să ne luăm două drone. Vor filma non-stop și atunci terminăm. Mă gândeam să puneți și unde ați mai avut probleme. Ba cu gunoi, ba cu focul, ba hoții, ba adică... Și dacă îl vezi cu căruța cu gunoi, nu-ți dai seama că îți duci soarul în ciudeva? Da, dar poate au drumuri de acces mai așa. Toate drumurile sunt prinse acolo. Absolut toate lucrurile. De ieșire din localitate, toate sunt prinse. Orice lucru este perfectibil. Poate fi bunătății. Dar la sine, ca să vedem și noi pe scară, n-ați pus acolo. Nu, nu, n-ați înțeles. Noi nu vă spunem unde ne punem pe alea. De mine n-am făcut lucrul ăsta. Ca să știți că acolo vor fi cu ochii pe dumneavoastră. Ele vor fi vizibile, probabil. Sunt camere mari, serioase, nu mai umblă cu de-alea de echip. Jucărele. Jucărele. Alea le-am pus în groapa de gunoi. Cum ai pus-o? Cum te filmează? Ar fi bine. Foarte. Da, da, da. Iesă din gunoi. Iesă din gunoi. Iesă din gunoi. Deci, da, vă rugăm, lăsați-l pe domnul Danu. Cuvânt, le-ați aruncat la gunoi direct. Da. Da. Atât am avut. Da. Mulțumim. Mulțumim, altcine. Dole, domnul Pușcaș. Astăzi spun și eu două vorbe. Țineți seama de primul proiect cu rectificare de buget. Mi s-a părut o treabă bună când domnul primar a spus că au depășit de casetele și avem bani în plus ca putem realiza obiectivele care ni le-am propus la începutul mandatului. Știm că toată lumea acum când s-au văzut că ați spus asfalt acolo, ați spus unde, la mine când bune. Da? Eu discuțiile care le am unde mă întâlnesc cu cetățenii, eu le spun atât plătiți impozitele să avem bani ca să putem realiza din bugetul local ce mai avem de făcut în comună. Pentru că bani din afară se obțin cam greu, vedeți cât durează proiectul ăsta spre Rogoasă. Ei, aproape cred că doi ani sunt de când se chinuie și de-abia anul ăsta și o să mai dureze și s-ar putea să nu înceapă anul ăsta. Da, până îți face proiectare, până. Deci și noi, în calitatea noastră de consilier, să urmărim și să le explicăm la oameni că, vedeți, dacă nu și-au achitat amenzile, nu pot plăti impozitul pe clădiri, nu pot plăti bunoi, nu pot plăti apă. Vedeți, și rămânem în urmă cu celelalte încasări din bugetul local. O să vedeți acum, când se va, de la 1 iulie, curentul va fi peste 2 lei de kilowatt și afectează și persoanele, afectează și unitățile și în special primăria o afectează, mai ales la consumul de curent, la, eu știu, la plata gunoiul pentru că sunt scumpit carburanții. Deci cineva spune, domnule, dar s-a prins de becul de-abia la 10. Păi, domnule, dar e vara acum, vrei să-l aprinzi de la ora 5? Dar dacă era aprins de la ora 9 și era lumină, da, era ce rost avea să se aprinzi? Noi trebuie să ne mai orientăm de acum și la economie. Chiar gata, dăm. Și așa sunt becuri din stâlp în stâlp. Acum câțiva ani era din 3 stâlp un bec. Este bine să insistăm pe această problemă ca să putem să ne realizăm ceea ce ne-am planificat la începutul mandatului de primar, de consilier, așa mai departe. Problema care
s-a discutat aici cu privire la terenul de la CEAPE. În momentul când s-a concesionat s-a vândut. În momentul când s-a vândut, în contractul respectiv se scriau, s-au scris niște clauze. Persoana care a cumpărat, o luat contractul, l-a pus undeva, așa, dar el nu mai citit, se vadă. Dom'le, care sunt căile de urmat ca să pot deveni cu adevărat proprietar? Eu am băgat hârtie în sertar sau nici nu mai avut-o și am zis, lasă-mă că am cumpărat. Acolo spunea, trebuia să investească, să facă niște lucruri, dar practic, atunci, eu am semnat, eu n-am făcut parte din comisie, că așa este regula. Primarul n-are cum să ajungă să fie, facă parte dintr-o comisie. Așa cum spunea și domnul primar, instanța va lua în discuție, va vedea că nu, treburile nu sunt în regulă și când a vândut societatea la cineva, probabil că trebuia să facă cunoscut primăriei cu privire la cedarea societății și demararea procedurilor pentru finalizare. Deci rămâne la atitudinea instanței să vedem care va fi hotărârea definitivă. Cu privire la concesionarea unei suprafețe pentru aceste eoliene, s-au încercat și în timpul mandatului meu, deja se aprobase în Consiliul Local, o persoană venită prin Sibiu, am stabilit-o și locul, am aprobat, nu l-am mai văzut. Da. Și au renunțat. Omul, să vedem, poate cei care solicită acum nu mai renunță și vor iese în avantajul primăriei pentru obține și vehicul. Da. Cu sistemele astea de supraveghere trebuie urmărite toate locurile unde sunt făcute, construite de primărie, fie parcuri, fie spații verzi, fie obiective, încât să putem supraveghea ceea ce se întâmplă. Dacă nu au fost camere de supraveghere, ați văzut ce s-a întâmplat și la parc. Oamenii au făcut ceva, au făcut lucruri bune, dar niște indivizi care nu mai sunt educați de părinți, de școală, nu mai știm de mass media, s-au dus și aruncat cu pietre și au spart tabloul care este în parc acolo. Este bine să demarăm acel lucru cât de repede, să putem realiza anul ăsta. La diverse, aș propune să demarați acțiunea cu privire la terenul care îl ține pe cală din izladul comunal. Noi am făcut atunci o acțiune, la un moment dat nu am mai avut bani să continuăm și s-a abandonat problema. Trebuia să plătim executorul județean, că o sumă atunci de 5.000 de lei. Care e mult. Atunci erau lei, acum sunt euro. Eu zic că nu este târziu, trebuie făcut cadastru. Dar ăsta este nu, făcut. Este documentat. Noi trebuie să mergem în arhivă și decât noi Bacău, să vedem hotărârea, da. Să o aducem la zi, să plătim, să cerim un executor judecătoresc care să pună în aplicare prevederile sentinței stabilite de atunci, exact. Și prin executor devenim proprietate. Este un lucru, toată lumea ai o suprafață, ai câștigat după ea, nu ai nicăieri înscrisă, n-ai niciun titlu și toate suprafețele care sunt ocupate. Sunt ocupate și de păcală și de culai în partea cealaltă, mai este și partea aia de izlază, care
la fel s-au ocupat și nu au nici într-un titlu. Titlul de proprietate al lui Dora Constantin. E unul singur? Este unul singur, este făcut pe suprafața aia cât era 5 hectare, nu știu cât. 6 hectare. Deci nu iese nici o palmă din pământ din istazul comunal pe titlul de proprietate. Atunci au solicitat băiatului Alexandru, îi sunt omii titlul de proprietate, pe suprafețele care știa care le are și o suprafață care nu mai așa era pus tot în exact în zona aia de postere și lângă drum are o anumită suprafață băgată în titlu ca să completeze suprafața respectivă. Da, atât. Mulțumim, domnul Pășcașu. Sunt de acord cu proiectul. Altcineva? Da, domnul Avadă. Sunt de acord cu toate proiectele, în special cu proiectul de supravegherea video, care sperăm că domnul secretar nu-mi atrage atenția să vedem pe oamenii cu gunoaie. Iar la diverse speciale. Ce s-a auzit, domnul primar, cu drumurile pentru conținut sunt patrat? Ieri am avut o întâlnire pe drumul județean cu doamna director de la drumul județean și cu constructor. Domnul constructor urmează să vină cu oameni să rezolve, să refacă tot ce s-a stricat. S-a ajuns la concluzia că tot ce s-a întâmplat vine în detrimentul dumnealor și dumnealor vor avea mai multe lucrări de făcut pe cheltuială dumnealor de data aceasta. Domnul meu, terminat șanțul, în special la mine acolo, să zic tot asfaltul. Eu știu, de asta am și inițiativa mea aparținut mie, pentru că eu am făcut o evaluare după luni, am fost cu domnul viceprimar pe toată raza administrativă și am putut evalua tot ce s-a întâmplat. Și cu ocazia asta am văzut și problemele de la județene. De primar am invitat-o pe doamna director, constructorul la fața locului și am putut constata la fața locului despre ce vorba. Să vor lua măsurile care să-i pot în legătură cu... Aici nu poate să duci podul. Am legat. Da. Să duci podul. Contrare, până când nu este predată către beneficiar, este a constructorului. El este obligat să o conserve, să o trețină, să, chiar dacă nu mai lucrează pe ea, e obligat de lege. S-au ravelat suprafețele. Nu sunt sădicole terminate, sunt... Da, ce da. Dar nu-s de fond, nu-s de structură. Nu. Mai tras sub asfalt, dacă nu ce sub asfalt. Dacă n-am avut rigură, normal, că a spălat tot terasamentul și a intrat sub asfalt și asfaltul la căldură se moaie și se rupe. La mine, la partul, la pot, s-a intrat sub pot, acolo intre, îți dărâm și acolo, dacă trece o mașină, îți dărâm. Da. Dacă se dărâm, nu-l face de nou. Înseamnă că o bani. Am fost mai văzut în dimineață, că a făcut la aia. Da. Altcineva? Sunt de acord cu toate proiectele din hotărâri. Am ascultat ce a spus domnul primar în legătură cu banii veniți pentru WC-urile care sunt la școli. Pentru că noi am folosit, am început să folosim. Vreau să vă spun că a început să se strice. Deja avem defect. Și domnul ăsta nici nu a mai venit. Eu am luat niște materiale, le-am acoperit acolo sus pentru miros și le am încă pe numele meu aici la Vasilică. La Vasilică și dacă nu vine, sunt bună de plată, nu îi pot trece nici la școală, așa. Da. Până la urmă trebuie să vină. El trebuie să dea lucrarea pe mine, nu? Da, dosiul, trebuie recepționat lucrarea. Păi, n-am putut. Și nu poate recepționa nimeni, dar exact. Nu funcționează. Nu mi-a mai răspuns la telefon, pentru că eu... Cine a fost dat lucrurile? Nu, cine a semnat până la noi sau inspectoratul? Noi cred că am semnat. Dacă asta. Noi trebuie să-l notificăm. Da, trebuie notificat. Trebuie să-l notificăm. Dar ce-a recepție de mult. Nu? Păi eu mi-am adus o mașină de spălat ca să nu mai car cu... Că și eu te zic în lumea. Ce ducea asta de la școală? Car tot timpul cu schinarea perdele și așa mai departe. Și l-am sunat, atunci mi-a răspuns și mi-a spus că nu pot să montez pentru că n-a făcut recepție. Și am zis, dar când vii? Păi zice, o să văd că primăria nu știu ce document nu i-a semnat. Bun. L-am sunat și după aceea, în legătură cu banii ăștia, domnule, eu am luat materiale, nu mi-a mai răspuns. Nu mi-a răspuns. Așa. Cu camerele de supraveghere e ceva corect și trebuia făcut mai de mult, pentru că ați văzut, nici nu știi care intră, pe unde intră. Și eu zic că, cum ați spus dumneavoastră, punctele sunt foarte bine fixate. Că decât în intersecții n-are de un strec, dar nu zboară. Și intersecții, în centru, așa, să știm și noi, pe unde să duc, ce fac. Și
sistemul video, am spus. Iar în legătură cu discuția cu pământul ăsta, probabil că legea o să-și, conform codului civil, o să hotărască că, ce? Știți cum e, nimeni nu... Lege, unii lege nu-i tocmeală. Eu așa cred. Și cam atât, sunt de acord cu proiectul. Tot trebuie să fie răspărat ca asta. Dar nu-i pentru ce super, că atât timp cât... Altcineva? Nu mai doresc să nimeni? Păi atunci încheie. Domnul primar, spune eu ceva. Vis-a-vis de problema legată de domnul Pușcașu, legat de, știu, nemulțumirea cetățenilor pe becul ăsta prima 10, eu cred că e timpul ca toată lumea să înțeleagă că nu poți să faci dezmăți cu banii publici, mare cu banii publici, legat de faptul că e o chestie atât de vizibilă, că la ora 10 intră lumina afară și cred că la 4, 530 dimineața la 4 au văzut că e lumină și la pană. E destul că iarna e lungă și are din octombrie până în aprilie, nopțile sunt ca la cercul polar și nu mai știm când se face ziua și cheltuim mult iarna ca să putem face economie vara. Da, dacă vrei să găsești neapărat un motiv să reproșești, să vii să găsești not în babură, faci cu chestia asta chiar la ora 22 să apri și la ora 4 să se schimbe. Se întâmplă de se face lucrare și sunt becurile, fac proba probabil băieții, ia uite băieți ce face primăria, da, că stă ziua cu lumina aprinsă și nici nu știi cum să... Noi am mai trecut prin localități și au luxomate din astea cu ăsta senzor de prezență. În momentul în care a venit un nor, s-a prins becurile. Exact. E, noi le avem cu ceas, că-s mai, chiar dacă se împirice, sunt mai sănătoase. De punct de vedere că s-a prins la ora la care le programăm. Niște programatoare mai vechiuțe, dar sunt mai sănătoase pentru ce ne trebuie nou. Și asta zic, iarna e destul de mare consumul. Și acum, dacă ne raportăm la prețul kilowattului, chiar trebuie să ne gândim că trebuie să făcute economii. Trebuie să făcute economii și la alimentarea cu apă. Și credeți-mă că avem niște probleme care deja nu au mai albit 100.000 de fire de păr din cap. Acum, după ce am citit aproape toată comuna, urmează că am dat o dispoziție prin care am înființat iarăși o comisie de analiză, că nu mai putem rămâne aici. Și trebuie să luate măsuri clar, fără niciun fel de echivoc. Nu mai țin cont nici de mama de acum încolo, am prins-o pe mama o jupăie de vie. Deci nu se poate. Deci noi ne crăcănăm pe sistemul ăsta de facem... Nu se gândește nimeni că noi muncim din ea dracii. Și duminică ne-am dus, ne-am scos pompa la Scărișoara, așteptăm motoare acum. N-am decât motoare mici și acolo trebuie motoare mari la Scărișoara. Nimeni nu vine să te întrebe, domnule, dar ce ești așa de prost, de vii duminica să... Păi tot să dă drumul mai repede la apă. Nu, dar când să dă drumul la apă? Când să dă? Dar ce facem noi pentru sistemul ăsta de alimentare? Că l-am belit cu erbicidări, cu... udăm în grădină ca nebunii. Băi, fraților, aveți încredere că Dumnezeu are grijă de toată lumea, nu să... Nu cred că face nimeni dacă stă cu furtunul în mână vreodată recolte să vândă și la drum, la... Dar asta e situația, știi? Noi trebuie să găsim întotdeauna, să fim cu costăci după gar și să reproșăm că nu merge. Uite, se întâmplă să nu meargă. Ce facem dacă nu avem? E bine pentru cei care au animale la Scărișoara? Nu e bine. De ce nu e bine? Nu țin cont nici într-un fel, nu țin cont de nimic. Vă mai spun ce datorii sunt la băieții ăștia? Nu vă mai spun. Sunt de ani de zile și trebuie să calculate penalități și trebuie să făcute lucruri. M-auzit niște discuții în microfonul. Deci tot ce propune comisia, vă dau cuvântul meu, aprob fără să citesc. Nici nu citesc vârtirile lor. Le aprob și trebuie la... Păi mă duc la Fănică Lefter ca să citesc apometru și el îmi spune că trebuie anunțat. Dar citești contractul, omule, că ești băiat deștept, ai făcut facultate. Spui că ai făcut, nu știu dacă și-o luat licență, dar au făcut o facultate, nu ne scrie la București. Prietene, în contract scrie, ești obligat să pui la dispoziție de câte ori ceri. Eu să citesc acolo, apometru. Dar ești obligat prin contract, ai citit vreodată. Contractul nu. Pentru asta el o să fie primul care rămâne fără apă. Eu propun comisie astăzi lucrul ăsta. Deci nu se mai poate. Are 100 de vaci, l-am găsit cu apometru sucit, șmecherit din 1000 de ori. L-am invitat la primărie, sfii de azi, nu vine niciodată. Și doar un caz ăsta, dacă o fac public, să fie sănătos. Să vină să mă contrazică și să... Da? Nu putem tolera cetățeni de sorgiri de-a Domnului pe care l-am pomenit. Da? Nu putem tolera, pentru că sistemul ăsta are și niște parametri funcționale și are și niște indicatori economici care trebuie să respectați. Păi dacă eu dau drumul la bucat nebunul și nu calculez ce încasez,
Nu trebuie să dau și eu răspundere în fața celor care vor veni și mă, băi, dar tu ce ai păzit aici? Ai fost nebun? Cum ai lăsat să meargă? Plătești curent, plătești piese, am înlocuit kilometri de țeavă. Tot în ideea de a face cât mai funcțional lucrul ăsta. Nu, domne. Nu ne pasă, nu avem nicio treabă, noi, nu ne interesează, nu... Da? Cu terenul de la Văcei, domnul Bușașu, eu așa cred că trebuie neapărat, chiar dacă intrăm în cadastru sistematic și pe pășune, cred că o să se ducă lucrările în timp, trebuie făcut neapărat cadastrul pe pășune, chiar dacă o să ne coste și o să certe cineva, pentru că la anul toată documentația vis-a-vis de contractare, concesionare a pășunii expiră la aprilie. Și nu mai putem concesiona fără a lotiza pășunii așa cum trebuia făcut și acum nu știu câți ani. 8 ani, 10 ani, când s-a întâmplat. Trebuie pășunea cadastrată și atunci intrăm pe pășune ca pe oglindă, putem vedea cine a intrat, cât a intrat și atunci în instanță din nou, motivat de faptul că dumnealui este recidivist în legătură cu acest aspect, instanța o să hotărească și cu el și cu cei care au interferat cu problema asta. Domnul Camerele de Supraveghere le făcea mai de demult, dar am fost legat din contract pe care l-am atacat în instanță și până nu s-a soluționat cauza în instanță, n-am avut ce face și eu vreau de la comandat de salvul ăsta, dar a durat ani de zile până când am câștigat în instanță și încă ne chinuim să-l executăm pe fostul administrator. Ce să vă dau? Văd că vedeți de ce s-a ofențat comisia. Ce de zmitit? Când îl văd așa mor. La magazin, când a zis domnul Cutare din Vâlcele, că la ce înființa comisie? Și a zis, băi, imposibil, este o problemă. Țineți minte, nu? Da, nu putem să ne... Sunt unii care îți bag cu pumnul în piept. Dom'le, că eu am mai scris și pe Facebook, am cerut de bun simț. Bă, am făcut un apel de bun simț. Bă, fraților, duceți-vă, mă, sus alternative, luați apă, că izlasul la Marmila e plin de bărți, de luciuri de apă și apă curată. Gavrilă niciodată m-a luat un litru de apă de sistem. Vine la Ciușmea, Voltea la fel, vin pe la Pârâu, fac iazuri. Nu mai folosiți, mă, că are și capacitatea asta o limită, capacitatea de pompare și capacitatea de magazinare la fel. Păi nu-i păcat că o babă care plătește săraca ultimul leu să nu beneficieze de apă astăzi, pentru că crăcănații ăștia care stau pe sistem și au bazine de tot felul de care le vreți să le vedeți și să nu le vedeți. Și ei când dau drumul la sistem, o săptămână merg numai pentru bazinele lor. Își umplu toate bazinele și după aia începem noi să livrăm la populație. Că nu-i presiune. Păi nu-i presiune, bă, dacă dă drumul cu vitanja în bazin, eu ce să-i fac? Sistemul ăsta a fost prost început, o să vedem ce dracu facem cu el. Trebuie neapărat schimbat tot ce înseamnă aparat de măsură, schimbat, scoase în afara proprietăților, ca să poți să ai acces. Nu mă cer cu nebunul, dar de ziua că trebuie să-i citesc contractul și eu mă duc la el, ca să-i... Mă umplu ca ăla cu totul, dar care citeam cetatea. Dar cred că problemă, că oamenii din rând... Eu nu cred că... Dar la Mărbila se închide. Nimeni n-a zis nimic niciodată. Nu. Mai găsim câte un măscărești de ăsta care pune lemnele pe cămin, exact, tot în ideea da, de a nu... Da. Dar îți puțin, îi numeri pe degetele la o mână. Ei, la ăștia mare problema, ăștia care au constatat că tona de apă, chiar dacă e ieftină, adunată și înmulțită cu cifre mai mari, înseamnă mult. Și atunci nu le convine că se duc la zeci de mii prețurile pe care le-au plătit. Zeci de mii de lei. Zeci de mii de lei, da? Și nu putem să... Ia, dragi, doar îți duci în luncă la noi, sunt la apa, la edicație și umpli fără probleme, umpli ce la banii ăștia se vor calcula dobânzi, penalități, așa cum scrie codul fiscal, să vedem dacă le convine. Dacă le convine, eu n-am nicio problemă. Apoi urmează sechestri, urmează instanțe și așa mai departe. Îi debranșăm, că până la urmă trebuie să și faceți treaba asta. Chiar dacă sunt obligat de lege să-ți dau apă, la fel de obligat sunt din codul fiscal să-ți întrerup furnizarea, pentru că tu ai să creezi debite până când mă scoți pe mine la popă, la diavol. Nu se poate așa ceva. Nu-i de ajuns că nu putem încasa din cauza amenzilor o grămadă de lucruri. Nu-i de ajuns că ne chinuim în toate felurile după fața pământului. Nu-i de ajuns că s-a tăiat lucruri cu care ne batem. Hai să ne batem și noi joc de toată lumea. Că știi ce simplu, domnule, n-am nicio treabă. Nu, dacă mie merge bine, de ce să mă gândesc eu la milica că n-are? Da, că am eu ce treabă. Dar când ajunge apa în sus, crezi că mie îmi pare, nu mai pot eu de aia de sus. Noi nici nu avem. Păi, știu că din cauza că mereu rămânim și nu avem bani, da. Și nu avem, ca să spui. Asta e. Da, da, și la Corbasca a crescut. S-a dublat consumul de două ori. Da. Păi ceea ce nu s-a întâmplat până acum, luna trecută,
în Corbasca și Rogoaza s-a dublat consumul. În loc de 3.000 cât avem noi contractul, sunt 6.000 și ceva. Și toate astea sunt penalități. Și penalitățile sunt mai mari decât abonamentul. Abonament. Da. Dar nu știu. Nu știu ce s-a întâmplat la Corbasca, de s-a depășit în halul. Eu folosesc apă la erbicidatul, domnul. La Corbasca n-au, da, n-au erbicidat. S-a întâmplat ce la drumul, la frumos grădină. Noi înțelegem, a crescut confortul și nevoia de confort a oamenilor e mai mare și asta implică consum mare de apă și săpun. Dar dar Dumnezeu să întâmple chestia asta, să nu mă trezesc că am alte surprize. Trebuie avut grijă, din păcat. Adică, până la urmă, toate lucrurile astea se spar tot în capul nostru. Că degeaba încercăm noi să ne păcălim, tot noi plătim. Nu, fugim exact cum fuge câine la jurul cozii după un purice. O să fugim până amețiu și cădem jos și o să fim buni de executat. Păi nu avem control. Adică tot ce înseamnă costurile astea, o să vină ceva să le zburlească în cap. Așa se întâmplă. Da, am văzut la scrisoarea făcea un scandal mare. E, da, scandal. Da, când îi vedeau cu cei cu cisternele, de ce nu făceau scandal? Atunci au început să facă scandal. Dar lupă un stă, nevasta se ascunde între casă și graj, știi, până când pleacă ăștia de la poartă. Și el, săracu, are un apometru care nu registrează de vreo 2 ani de zile. I-a făcut odată un calcul. I-a făcut calcul, da? L-am debitat cu o tură, acum urmează altă tură. Și le țeput al doilea care rămâne fără apă, ca să vă dau și ordinea în care e tai. Dar și mai urmează niște personalități de o să plângeți când nu s-a auziți. Dar nu se mai poate așa ceva, adică nu-i corect, nu-i corect ce se întâmplă, e clar. Primul om care trebuie să judece sunt eu. Bă, dar eu normal la cap, dar de ce numai eu și altul nu? De ce numai la mine trebuie să țin? Dar nu-i corect, de ce Dumnezeu trebuie să nu înțelege lucrul ăsta? Lasă-mă să aibă toată lumea o cană de apă, când vine transpirat din câmp să spele pe față cu o cană de apă rece. Nu, bă, dacă am eu, nu-mi pasă, nu-i dreagă pe ceilalți, lasă-i dreagă și dacă mor de sete. Păi nu-i corect așa ceva. Ori o opriu de tot și dă, da, poftim, e bine că nu merge? Nu, nu-i bine. Păi nu are cum să prezint. Ar fi foarte bine. Era... Ar fi foarte bine. Păi știu, da, ar fi foarte acum, bine. Acum, în lunile iunie și iulie, oprit apa. Păi ca să vadă cât e de cald afară. Să... Iulie, august. Dacă vin la Băcea, mă arătesc cum umplu piscinile și udă pavelele, de nu îți vine să plângi. Acum nu-i consum la Băcea. Păi nu-i consum, stai că vin băieții cu furtul ăla să vezi cum udă pavelele prin o gradă de crapă. Mai e luna asta, că lunile viitoare e jală. Și iar nu mai avem apă la Urgeni. Sistemul care, adică nu-i la anul trebuie să facem suplimentare și la Băcea pe o magazinare. Da, da. Și cu un puț, trebuie neapărat. Acolo nu face, nici acum nu face față Băcea cu Băcea. Deja așa, Băcea au crescut postul. Mai ales că s-au mai legat. Mai ales că s-au legat, dar la Băcea știi că nu au casat. La Băcea și la Marviva s-au dus fete și au venit cu puțul mai rigoare. Adică dacă mai vin câte 2-3 oameni pe aici și plătesc, aia îți dea cinstiți. Dar aia care nu plătesc, tăie, domnule. Tăie, dar cum se mai taie la Vâlcene? La Vâlcene e capsulat tot satul, Daniel. Cum se vă duc să taie? Sparg asfaltul acum ca să taie apa la... Trebuie să intru în ogradă la el, să-i pun dop. Că... Și să vezi că ai probleme, că nu te lasă în ogradă, că are dreptul la proprietate, garantat de Constituție. Nu poți să te duci acolo, decât cu mandat să intre la dumneavoastră. Mandat de arestare. Mă duc și eu în numele contractului, că e obligat. Dar ce crezi că ține cont de noi? Să-ți iau milițiar cu mine și n-am. Angajați poliții comunitari. Trebuie să și știi, cred că e bun ca divederii prostă cu poliția. Adică, văd lumea de acolo, dă ce faci? Păi uite că am fost și ieri și nu a venit nimeni. Măi, dacă te duci la fel, dă ce faci? Păi stau acum, nu-i poliție, domnule, prost de bun ca divederii. Două trecută, și totul, e... Unul singur. O rugăminte la dumneavoastră, înainte de a trece la votarea... Începând de luna iulie, să trece la strângerea deșeurilor reciclabile din poartă în poartă. Probabil că în săptămânile care urmează o să începem să distribuim niște saci pe care o să-i primim de la ADIS la populație. Deci anunțați oamenii o singură dată pe lună, vine mașina și ridică carton, plastic carton, plastic și metal.
toate. Da. Proba se referă la dozele alea de metal. Metal intrau și sticle. Nu, sticlă nu. Dar bidoanele lingă, nu? Da, bidoanele, da, sigur. Și numai că acum hârtie, în general. Cutie, carton, plastic și metal. E vorba de dozele alea de... De sub, ala, de sub, dozele de sub. Și sticla de sticlă. Pe masă, probabil sticla se va veni odată la 3 luni sau cam odată la 4 luni, cam așa. Sticlă să dăm mai puțină și... Ție garanție. Eu am făcut niște afișe în care am trecut și data am dat la fetele care au fost pe teren în satele componente să pună pe la magazine. Am mai pus pe masă acolo, dacă luați, vă rog, și mai puneți pe unde credeți, mai stați de vorbă cu cetățenii. Să știți că ne ajută la plată. Cu cât dă mai mult, cu atât plătim... Da, cu cât dă mai mult reciclabil, cu atât plătim mai puțin. Am să vă dau o bătrie să-și numai decât tine. Da, fut. Trecem la, dacă nu mai este nimic, trecem la... Votarea. Deci, proiectul numărul 43 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Corbasca, județul Bacău, pentru anul 2022. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Proiectul numărul 44 privind aprobarea achiziționării de servicii de consultanță sau reprezentare juridică. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumim! Proiectul numărul 46 privind concesionarea prin licitație publică a suprafeței de teren de 2500 metri pătrați privind eolienele. Cine este pentru? Împotrivă cineva? Se abține? Mulțumim! Și proiectul numărul 47 privind aprobarea devizului general și indicatorii tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții sistem supraveghere video. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Mulțumim! Mulțumim frumos și vă urăm o zi excelentă la urmă!